În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului și preasfințitul părinte Nicanor, episcopul ortodox al Banatului Sârbesc, s-au aflat astăzi în mijlocul obștii monahale de la mănăstirea Rebra Parva, din țara Năsăudului, cu ocazia hramului. Cei doi ierarhi au oficiat Sfânta Liturghie la altarul de vară al mănăstirii. După citirea pericopei evanghelice, preasfințitul părinte Nicanor și-a exprimat bucuria participării la sărbătoarea mănăstirii. Încă o dată nu putem ascunde bucuria mea pentru că văd cu ochii cum se sărbătoresc Sfinții Apostoli Petru și Pavel în Mitropolia Clujului așa de frumos. Noi știm, Sfântul Petru a fost și certat de Domnul, dar știm și că Sfântul Apostol Pavel a fost un prigonitor de creștini, dar posibil este numai la Dumnezeu să-l schimbe pe om, să schimbe firea lui. Și noi astăzi, cu o gură și cu o inimă, trebuie să îl rugăm pe Dumnezeu să rămânem statornici în credință. În cadrul Sfintei Liturghii, înalt preasfințitul părinte Andrei a hirotonit un diacon. Într-un anume fel, vremurile noastre se potrivesc cu vremurile în care l-au mărturisit pe Hristos Sfântul Petru și Sfântul Pavel cu viața lor. Pentru că știm cu toții, în ziua de 29 iunie, anul 67, cei doi corifei ai apostolilor au mucenicit pentru Hristos la Roma. Sfântul Petru a fost răstignit pe o cruce cu capul în jos. A fost răstignit acolo unde astăzi se află Măreața Catedrală Sfântul Petru din Roma. Iar Sfântului Apostol Pavel i s-a tăiat capul tot în ziua aceea. Care a fost vina lor? N-a fost vină. Vină li s-a părut lor, conducătorilor romani, împăratului Nero. Vina lor au fost că, cu vreme și fără de vreme, l-au propovăduit pe Domnul Iisus Hristos. Și aș zice eu că, într-un fel, oarecare zori ai secularizării să-i viseră și atunci. Am venit împreună cu preasfințitul Nicanor, episcopul de Banatul Sârbesc, un episcop care se ostenește pentru cea mai bună relație între cele două biserici, Biserica Ortodoxă Română și Biserica Ortodoxă Sârbă. Așa cum știm, la Vârșeț, în Episcopia Preasfințitului, sunt 30.000 de români și încercăm cât se poate să facem o relație cât mai bună. Starețul mănăstirii a oferit ierarhilor câte o icoană. Astăzi s-au participat la Sfânta Liturghie, la hramul nostru, foarte mulți credincioși de ordinea miilor, cărora le mulțumim din toată inima. Mulți dintre ei s-au spovedit, s-au împărtășit cu Sfintele și Dumnezeieștile taine ale lui Hristos, iar toți cei prezenți s-au bucurat de cuvintele frumoase de învățătură pe care le-au primit de la episcopii prezenți și s-au bucurat de rugăciunea pe care împreună cu preoții și diaconii slujitori în Sfântul Altar, la Sfânta Liturghie, noi toți împreună le-am făcut. Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel din țara Năsăudului, situată între localitățile Rebra și Parva, a fost întemeiată în anul 1993. Un an mai târziu a fost pusă piatra de temelie a noii biserici, care a fost sfințită în anul 2009. Tot astăzi, cei doi ierarhi au binecuvântat capela mortuară din localitatea Cășeiu, județul Cluj. Primarul comunei a primit ordinul Mihai Vodă, iar cei care s-au implicat în activitățile parohiei au primit diplome de aleasă cinstire.